Există vești bune care vin și dinspre oțelul. Fosta campioană are îngerii săi păzitori care reprezintă Liga Suporterilor 93. Aceștia s-au întâlnit cu administratorul judiciar al clubului pentru a discuta în principal problema revenirii sediului social al grupării în orașul de la Dunăre. În urma acestor discuții a rezultat faptul că sediul social al clubului va fi mutat în incinta arenei Zoltan David. Dacă se va realiza acest lucru, oțelul va redeveni în mod oficial echipa Fanion a orașului de la Dunăre. Consiliul local ar putea apoi să sprijine gruparea gălățeană care trăiește de azi pe mâine. Până la mutarea sediului social, fosta campioană trebuie să rezolve problema punctelor din campionat, care sunt la momentul actual extrem de puține. Oțelul întâlnește sâmbătă în deplasare Dunărea Călăraș, una dintre echipele puternice ale seriei a doua.